Congresul Partidului Național Liberal, știu că va avea loc în această toamnă sau așa își propune Ludovic Orban. Dumneavoastră îl susțineți pe Ludovic Orban pentru un nou mandat? Pentru că dânsul este singurul care momentan și-a anunțat candidatura. Lucrurile se reglează acolo și în interiorul partidului. Că dacă vă spun că îl susțin, este ok. Dacă vă spun că nu îl susțin, o să fie câțiva puțin care se bucură. Însă cei care mă cunosc pe mine știu că sunt un om care nu prea schimbă, folosesc termenul ăsta, proverbul nostru, cai în timpul mersului, și mai ales știu din propria experiență, niciodată n-aș fi putut să facem ceea ce s-a făcut la Alba, pentru că dreapta este aici de când avem alegeri libere, niciodată n-am fi putut să facem lucrul ăsta dacă nu eram o echipă în care aveam lider, aveam oameni, fiecare știa culoarul pe care se duce. Eu am făcut campanie la primele alegeri lui Ludovic. Vă dați seama că nu pot să fac lucrul ăsta acum, să mă întorc. Pentru ce? Că îmi spune cineva ceva. Eu știu lucrurile astea pentru că le-am trăit, sunt în interior și știu ce înseamnă. Restul sunt, vă spun eu, foarte multe povești. Îmi pare rău că și pe domnul Câțu le-au și-l bagă acolo. Mâine poate cine știe o să iau, că vreau și eu. Dacă o să mă întreb, o să spun că da, pentru că dacă îl mai crezi așa câte o atmosferă de genul ăsta, măcar mai râdem. Nu. Eu o să văd cineva candidat. Poate Ludovic spune că nu vrea. Dar dacă el dorește, eu mă duc, mergem în continuare. Pentru că n-am făcut lucruri rele până acum și sper să putem să facem lucruri bune în continuare. Echipa se clădește, echipa se întărește. Chestiunea asta nu mai pus ministru, pentru că astea au creat foarte multe. Și dumneavoastră, ca niște fini observatori, ați văzut. Toți au fost extraordinar de cuminți și de cap. Atâta dragoste era acolo încât îți rămânea talpa lipită pe parchet. Însă în momentul în care cineva n-a putut să fie ministru, cineva n-a putut să fie cutare, în momentul ăla toate lucrurile s-au diluat. Asta nu este politica. Asta nu este politica unui partid și este o politică a cuiva. Dar Partidul Național a demonstrat, și Național Liberal, că știe să facă politică și are oameni care știu să facă politică și știu să facă treaba. Bun, deci îl susțineți pe Ludovic Orban pentru un nou mandat. Da.